8 mai. Și cum la tine șarpele. Mergem de ceva din punctul Tucu. E distanță mare de la pagoda, la peșteră. Ne apropiem. Am mers cam 40 de minute. $1 intrarea în acest loc. Welcome to the backstage of Noam Sampo. This is the bags. The bags maybe 6:30 or 6:40, I'm not sure. Yeah. Yes. Like people who up on the top first. Yes. Walking or like your motor. Ne alimentăm cu un coconut și după o să urcăm în acest loc. E timpul să mergem pe jos. Urcăm spre peștera. Peștera. Killing Cave, unde au fost omorâți o grămadă de oameni. 2560-2016. Iepurile, tigru, vaca, Buddha, locul unde au fost omorâți o grămadă de oameni. În timpul cregatului merilor, când se spune că oamenii erau decapitați din acest loc și capul cădea direct în peșteră. Un mic templu budist. Un budist bătrân. Încă 75 de metri până la Killing Cave. Un budist bătrân la intrare. Și aici Capățenile. Unde? They get battle style and living in the hell, so they get more punishment. Yeah? Torture. Yeah, telling a lie. So when they stay in hell, yeah, they like cut the tongue and decapitați. Yeah. Băgați în foc. Always drink a lot. Deci uite, omul ăsta a făcut multe lucruri rele și când a ajuns în iad, i-a scos limba, i-a rupt dinții. În această peșteră au fost omorâți 12.000 de copii în 1975. Copii ai prizonierilor, care erau oameni de valoare, oameni educației societății. Toți copiii lor au fost omorâți în această peșteră. Locul acesta a fost plin de cadavre. O grămadă de oameni au fost omorâți aici în felul următor. Se aduceau sus, se legau la ochi, li se punea câte o piatră și de acolo de sus se împingeau până aici, unde aici se loveau de aceste pietre și mureau. Cineva i-a verificat dacă sunt morți, dar asta, bineînțeles, era după cam o săptămână, poate două de tortură înainte. Și toate cadavrele au fost băgate aici, jos. Deci nici nu vă puteți imagina
ce nasol a fost în perioada aici în Cambodgia, pentru că era un adevărat chin să trăiești. Toți oamenii erau puși la muncă pe câmp și toată societatea intelectuală a fost distrusă și omorâtă. Deci practic au rămas fără intelectuali. Și nici nu vă puteți imagina cum ar fi arătat locul ăsta cu o grămadă de cadavre. Deci dacă în locul ăla mic erau 12.000 de copii înghesuiți cadavru peste cadavru. Ne-a spus aseară băiatul care stă la recepție de la hotelul unde stăm că bunicul lui a povestit în acele timpuri nici nu mai erau locuri unde să îngroape morții, băgau într-o mare groapă. Atât de mulți erau. Peste un sfert din populația țării a fost omorâtă în acea perioadă. Și aici o grămadă de crani. Ce feeling greu îți dă această peșteră, numai doar când te gândești câți oameni au fost omorâți și băgați în același loc și torturați, torturați înainte în ultimul hal. Un viewpoint frumos. Ai scris în acest loc, ask, te întrebăm pentru donații, ca cineva să joace cărți lângă. Un mare Buddha sus, în stânga iadul budiștilor, diferite pedepse din iad. Veriți budiști, un mare Buddha care se ține de degetul mic. Mulți fac urcarea cu motocicleta. Și pe noi ne-a întrebat driverul de la tuk-tuk, moto sau pe jos? Și am zis, nu, pe jos. Lang sac, 350 de metri, top of the mountain, 340 de metri. Top of the mountain. Ok. E plăcut pentru că e aerul curat în acest loc. E puțin mai multă răcoare. Uite cum cu ventilator. Intri? Nu. Intri? Păi nu se poate. Atacă la cumva. Another one. No. Hey! Oi! O pizza de țânțari. Thank you.
Am ajuns la viewpoint. Nature Cave. Wow, ce frumusețe. Am ajuns la alt viewpoint. Fix de acolo am venit, din stânga jos. Coborăm spre Cave Bat, peștera liliecilor. Să-i vedem cum ies. O oră fixă când ies, peste 10.000 de lilieci, nu? Ceva de gen. $11 un tur de o zi la aceste minunății, ca să rimeze bine. Am coborât de la peștera și de la templu. Locul de văzut, lilieci. În timp ce mănânc niște ouă. Ouțele. Teatrul liliecilor, marele spectacol al liliecilor. Toată lumea s-a așezat pe scăunele și a luat ceva de băut și așteaptă momentul culminant să iasă miile de lilieci la lumină. La întuneric. La întuneric. La lumină în bine mele. Câte lume. Pe viitor, nu știu, o să fie parcarea de spatele noastră plină, plină de scaun. Yeah.
era prin templu. Ne-am întins, am lăsat să vedem ultimii lilieci care ies din peșteră. Ne-a zis driverul că luna viitoare e la o oră mai devreme decât. Că e mai devreme decât au ieșit acum. Înapoi în Battambang. Tofu cu cartofi prăjiți și așteptăm un orez cu creveți. Aceasta este masa pentru $3.50 plus o porție de cartofi. Și a venit și plus o pica. Plus o pica, bonus.